primarul capitalei are bufnit. Gabriela Firea îl de înjudecat pe Vlad Voiculescu, în subliniere îi face campanie electorală cu sănătatea românilor. Primarul capitalei Gabriela Firea spune, despre cazul feticei de 8 ani cu fibroz chistic relatat pe Facebook de fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, ce pentru a fi realizat un transplant trebuie îndeplinite ni subliniere te condicii, mai ales să existe organul donat. Edilul îl acuz pe Voiculescu de promovarea unor informații false, subliniere îi spune ce în subliniere îi face campanie electorală cu sănătatea românilor, adugând ce dezminte afirmațiile fostului ministru. Ca să se realizeze o operație de transplant, fie ce este renal, pulmonar sau de alt natură, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. În primul rând, să existe organul donat. Am observat ce este o campanie negativ dus în mass media de un fost ministru al sănătății, care are business în domeniul sănătății. Eu nu pot să îi urez succes pentru ce în subliniere îi face campanie electorală cu sănătatea românilor, subliniere îi se joacă, practic, cu informații neadevărate pe care le exprim în spațiul public, subliniere îi din nefericire ele sunt preluate. A fost sublinierea la câteva posturi de televiziune, dar a fost demontat în tot ceea ce a afirmat de către managerul Spitalului Sfântul Maria, de domnul doctor Cop, pentru ce nu se pot realiza operații decât dacă există bolnavul, sublinierea donatorul sau organul donat, a declarat marci Gabriela Firea, potrivit newsro. Edilul sublimează ce afirmațiile fostului ministru al sănătății sunt false, sublinierea sunt doar acuzații nefondate, transmigându-i ce îl va da în judecat. Adrian Nestase, profund marcat de moartea Ionelei Prodan, păstrez în amintire imaginea ei din ziua de 22 iunie 2012. Dezmint tot ceea ce exprim în spațiul public fostul ministru al sănătății, care a face acuzații nefondate. Îi transmit din nou ce ne vom vedea în instant pentru ce nu se poate juca la nesfârșit, subliniere IT de dragul unei cariere politice pe care subliniere o dore, subliniere te fulminant, dar ea nu poate fi construit pe minciuni, susține Firea. Fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu vorbe, subliniere T, într-o postare pe Facebook, despre o fetic de 8 ani cu fibroz chistic pentru care medicii nu mai pot face nimic, subliniere I afirm ce s-a ajuns aici pentru ce s-a născut, subliniere I locuie, subliniere T, în locul grei, subliniere IT, amintind de o pacient din Germania care a ajuns la 52 de ani de, subliniere I sufer de acea, subliniere I boală. Voiculescu afirm ce mai multe persoane, printre care Gabriela Firea, subliniere I tuat ga, subliniere ca de domn de la Agenția Națională de Transplant, ar trebui să intre în pământ de ru, subliniere I ne pentru situația în care a ajuns România, de unde perincii cu copii bolnavi pleacă pentru ce nu găsesc tratament.
Acesta susține ce ar trebui să intre în PMNTDR, sublinierea INE, Gabriela Firea, cea care a coordonat atacul împotriva Acuiena în 2016, în urma căruia Acuiena a refuzat să mai primească pacienți români. Refuzul de a mai primi fără nicio limitare pacienți români a costat pe zeci de români viața. Gabriela Firea va trebui să plătească pentru ce a făcut, susține Vlad Voiculescu. Potrivit acestuia, în PMNTDR-ul sublinierei INE ar mai trebui să intre Narcis Copc, cel care a îngropat peste 10 milioane de euro, cel care sublinierei a angajat firme prietene pentru lucruri de renovare la spital, cel care a mincit, a amenincat sublinierei a calomniat Eurotransplant, Acuiena sublinierei medicii care ne puteau salva fracii. În pământ ar trebui să intre de ru subliniere ine domnul Victor Zota, domnul Radu Deag subliniere Itoatga subliniere ca de domn de la Agenția Națională de Transplant, cu toate titlurile lor universitare, care au acreditat în mod ilegal Spitalul Sfântul. Maria sublinierei au blocat atâția în intrarea României în Eurotransplant pentru a sublinierei proteja propriile interese. Cu toții ar trebui să sublinierei dea demisia astăzi. Pentru ce au făcut sublinierei ce nu au făcut, în tot ceea ce subliniere tiani, sper să peletească cu vârf sublinierei îndesat. Mai scrie Vlad Voiculescu. În martie 2016, Spitalul Sfânta Maria a fost acreditat pentru transplant pulmonar, o premieră în România. La momentul respectiv erau sublinierea se pacienți români pe listele de subliniere teptare la Acuiena pentru intervenție, însă clinica a refuzat să-i mai opereze. Ulterior, Vlad Voiculescu, ce era ministrul sănătății la momentul respectiv, a declarat că existau suspiciuni serioase că Spitalul Clinic Sfânta Maria a fost acreditat pentru transplant de pelemân sub presiune politică. În noiembrie 2016, Societatea Română de Pneumologie, SRP, susținea ce experimente de transplant au avut loc sublinierei în Turcia, 1999, cu o rată de supraviecuire de 0% sublinierei ce, în România, transplantul pulmonar nu este posibil pentru ce medicii nu au experiență sublinierei instruire suficient, iar medicamentele sunt foarte scumpe sublinierei nu pot fi asigurate fără întreruperi.